Salut! Bine v-am găsit la un nou car vlog. Astăzi mă pregătesc de prima etapă din campionat care va avea loc la Arad. De câteva luni se lucrează la mașină. Am renunțat la cutia manuală și am optat pentru cutia automată 1.8 HP. Ca și până acum, modificările aduse au fost făcute la Cătălin VPP, VPP Performance. Cu ocazia asta vă recomand cu cea mai mare încredere Cătălin VPP pentru softuri sau dynotest. Pentru început vreau să vă arăt cum plec de fiecare dată de acasă echipat. În primul rând, indispensabil este cricul. Fără el n-ai cum să pui roțile. Numărul 2, cheia dinamometrică. Compresorul de aer. Suportul pentru grup care s-a rupt de câteva ori, sper să nu se mai rupă. Bidonele de benzină, cablurile de curent, flanșele pentru roți, trusa de scule și pistolul pentru roți. Pe acumulator îl am de 3 ani și sunt foarte mulțumit de el, deci chiar își merită tot banii. Sper că nu am nevoie de ele, dar le iau la mine, sunt planetare de M3, E36. Și ca pilot, bineînțeles, ai nevoie de cască. Fără cască, nu poți să participi în campionat. Bineînțeles, manometru presiune roți. Fără el, nu ai ce căuta la curse. Un accesoriu important pe caniculă, lada frigorifică. Mașinile! Primul run pe ziua de azi. E o podă destul de mare. Ceva de mașini în fața mea. Asta e primul run. Cutia automată. Sperăm că va fi bine. Zic de ziua de azi, căldură grav, 40 de grade, mașina este încă în teste, am scos un best time 13.0, azi, asta e, da, na, e în teste, Cătălin lucrează la ea, știi cum e, na. Cam așa schimbă o automată pe un E36. Rica se demare care are un nou hairstylist, se numește Coțofana. Și bă, râde de noi că avem probleme la mașini, dar știi cum e, na. Ne putem uita puțin pe YouTube și vedem acum câțiva ani că na, știi cum e. Ia zi, bă, bohule, cum era. Dragă, salut. N-aveai mă și de-alea verzi, fibra. E mai stăteai sub ea. Uite-l și pe Kerti de la CSGO. Să rupe canterul în două.
face cu o cutie manuală, boom, treci la cutie automată. Încercăm pentru prima oară pe un M50 cutie automată. Asta e managementul pentru cutia automată. Dani CSL face suportul și Raul Psycho Mecanic își face damblaua. Ia uite, mi-arunc accesorii de pe mașină. E36 2,9 litri aspirat.